Bună ziua, dragi cititori, din nou împreună la Pastila de Lectură. De această dată o campanie nouă, Lecturi Filozofice, campanie inițiată de editura Herald, în perioada 21-31 mai. Astăzi vorbim împreună cu colega mea, Luisa Neag, coordonator al colecției Cogito, colecția de filozofie, senior editor la editura Herald, despre o carte remarcabilă, aș putea spune, Povestea filozofiei, viețile și ideile celor mai importanți filozofi occidentali, Will Durant. O carte publicată în colecția Cultură și Civilizație, în traducerea lui Doru Căstăian. Câștigător al premiului Pulitzer pentru non-ficțiune în 1968, Will Durant este cunoscut pentru poveștile sale erudite, prin care reușește o inegalabilă muncă de popularizare a filozofiei și istoriei. Luisa, s-au mai scris de-a lungul vremii tot felul de istorii, să spunem, în care au fost încadrați în funcție de perioadă anumiți filozofi. Ce are special această carte a lui Will Durant? O carte relativ nouă, recent scrisă în peisajul acesta al filozofiei și al istoriei, de fapt, a istoriei filozofiei și a gândirilor filozofice. Bună, Sorin, bună tuturor! Nu știu dacă este o istorie a filozofiei. Ea este așa cum se și numește o poveste a filozofiei. Adică autorul nu vrea să se pună în ipostaza unui istoric, pentru că a fi istoric este ceva mult mai specializat, ca să zic așa. Această carte se înscrie în eforturile mai multor autori care au dorit să popularizeze știința în diferite științele, în diferitele sale ramuri. Pentru că pe măsură ce cunoașterea s-a dezvoltat și s-a diversificat, fiecare ramură a științei a devenit foarte, foarte specializată, dezvoltând un limbaj foarte specific, foarte dificil și foarte greu accesibil marii mase de oameni care poate ar fi dorit să aibă acces la această cunoaștere. Și atunci Will Durant spune că funcția profesorului contemporan a devenit aceea de a face o mediere între specialist și omul de rând. Pentru că altfel riscăm ca orice fel de corp de cunoaștere să fie izolat de oameni, să rămână să fie într-o zonă în care este inaccesibilă publicului larg. Și atunci, pe la începutul secolului trecut, a devenit așa floritor un avânt al foarte multor autori din mai multe domenii de popularizare prin aceste povești sau schițe, cum se numeau. La început au fost primite cu foarte mult entuziasm, după aceea, bineînțeles că cei oameni de știință din acele domenii au avut o reacție și, mă rog, au fost discreditate. După primul val de entuziasm a venit următorul val de discreditare, dar Will Durant a calificat aceste eforturi drept snobism și a continuat să scrie aceste istorii. Deci el împreună cu soția lui au scris 11 volume Istoria civilizației și mii și mii și zeci de mii de pagini. Așa cum ai spus, au câștigat și premiul Pulitzer pentru non-ficțiune. Și în cadrul acestor povești, istorii povestite, se înscrie și povestea filozofiei, care este o poveste a filozofiei, nu o istorie. De ce? Pentru că el alege să aibă un limbaj foarte accesibil și chiar umoristic. Este o carte care te deschide foarte frumos către filozofie.
Și mai mult decât atât, îți deschide gustul să citești chiar autorii respectivi, pentru că cartea este abundentă în citate semnificative extrase din operele filozofilor pe care îi are în vedere. Cartea este tradusă de Doru Căstăian și îmi pare tare rău că n-a avut timp să vorbească chiar el despre cartea asta, că cu siguranță ar fi fost mult mai savuros. Și efortul lui este extraordinar, cu atât mai mult cu cât a căutat edițiile românești consacrate pentru toate aceste extrase din mari filozofi. Și cu ocazia asta asistăm printre rânduri și la o istorie recentă a ortografiei românești, pentru că fiecare ediție are o ortografie specifică, așa cum știm și așa cum veți vedea. Este o carte care face foarte bine, mai ales în condițiile în care deschiderea față de filozofie pentru tineri este foarte slab reprezentată. Pot să spun și din experiența mea la catedră. Am fost profesoară de filozofie la liceu și manualul de filozofie, de exemplu, de clasa 12-a, este un extras de texte cu foarte puține pe teme, organizat pe teme, foarte puține explicații, niciun fel de introducere istorică, iar faptul că este plasat în clasa 12-a, studiul filozofiei, este din start afectat de faptul că elevii din clasa 12-a sunt foarte agitați și preocupați de materiile de BAC și atunci studiul filozofiei, dacă nu există o înclinație naturală sau din familie, mai greu tinerii s-ar încumeta să se... Și, bineînțeles, referințele sunt foarte greu de găsit, referințele autentice. Această carte este adresată deopotrivă tinerilor care vor să aibă o introducere în lumea filozofiei, dar și celor care sunt familiarizați cu ea și vor, nu știu, un moment de respiro, pentru că Will Durant nu numai că aduce în discuție câțiva filozofi importanți de-a lungul timpului, dar are așa un ton ca și când stăm de vorbă cu un unchi care a citit mult la viața lui și își dă cu părerea. Deci el are și, bineînțeles, opiniile lui care nu sunt opinii de specialist, dar uite, spune la un moment dat, apropo de asta, în introducere, introducerea, bineînțeles, este o introducere cu scuze, în care se scuză și spune: eu nu sunt un specialist, eu vreau doar să popularizez, aceasta este o istorie a filozofiei incompletă, nu o tratați ca pe o istorie, este o poveste, lipsesc din ea, de exemplu, deci ea nu vorbește despre presocratici, vorbește de Socrate, Platon, Aristotel, după care trece direct la Francis Bacon, adică filozofia evului mediu, filozofia scolastică este total decupată, nu este deloc. Și face el o glumă în introducere și spune că acest lucru se datorează și faptului că autorul a fost traumatizat la școală în timpul orelor de scolastică, dar, dincolo de asta, mă rog, filozofia din evul mediu este mai mult teologie mascată și nu știu ce, deci cumva exclude elegant această bucată, perioadă, da. Dar, bineînțeles, îi arogă după aceea un volum chiar și mai mare, deci povestea filozofiei are vreo 500 și ceva de pagini, dar mai există un volum, hai să-mi amintesc cum se numea, The Age of Faith se numește, și este volumul 4 din cele 11 volume ale istoriei civilizației, în care vorbește exact despre perioada din evul mediu și această carte are peste 1000 de pagini. Deci nu este ca și cum, ok, este exclusă din acest volum care se numește Povestea filozofiei, dar îi se acordă importanță totuși acestei perioade într-o altă carte. Această carte se referă la, cred, la ceea ce
consideră el personal și ar vrea să considere toată lumea, pentru că, bineînțeles, cartea lui creează un curent de opinie. Deci, ceea ce consideră el a se numi filozofie. Și decupează exact acele părți din filozofie care dau tonul filozofiei și definesc filozofia. De exemplu, nu vorbește despre epistemologi. Capitolul despre Kant este cu cele mai puține citate, dar dincolo de asta îmi spune că aici, de aici plecasem, în care zice că, de exemplu, un profesor de filozofie la o universitate din Midwest a trimis vorbă că el preda Kant de 15 ani și nu l-a înțeles cu adevărat până la citirea acestui capitol elementar. Și e foarte drăguț că în momentul în care ajunge la capitolul despre Kant, zice, dacă vreți să înțelegeți ceva despre Kant, Kant însuși este ultimul de la care trebuie să porniți. Și îl ia, de exemplu, el când începe să vorbească despre Kant, îl ia pe ocolite. Îl ia Kant prin Voltaire, Kant prin Rousseau, Kant prin Locke. Adică o ia așa frumos prin învăluire și abia după aceea. Și într-adevăr, explică foarte, foarte așa, clar, adevărul e că, bineînțeles că mulți filozofi spun că dacă nu l-ai înțeles pe Kant, nu ești filozof de-a dreptul sau nu ești suficient de matur sau, în fine, tonul pe care îl folosește în această carte este delicios, minunat, savuros și e foarte așa apetisant pentru cineva care ar dori să se deschidă către lumea filozofiei. Mai spune și că după ce a fost publicată prima ediție a acestei cărți, ea între timp, mă rog, a fost publicată în peste 2 milioane de volume, de volume și a fost tradusă în circa 30 de limbi din toată lumea. Deci este o carte pe care toată lumea trebuie să o aibă în bibliotecă și spune că după prima ediție că aici rămăsesem, s-a mărit foarte mult cererea de lectură filozofică. Deci au început să apară tiraje suplimentare din Platon, din Aristotel, din Kant, din Voltaire, din Schopenhauer, autorii despre care el a vorbit. Bineînțeles că presară și anecdote și cancanuri despre relația dintre Schopenhauer și mama lui, despre relația dintre Platon și Aristotel, de exemplu, despre conflictul dintre Nietzsche și Wagner. Deci o grămadă de povestioare care presărate printre citatele importante ale filozofilor respectivi te fac să dorești să aprofundezi și mai mult decât atât te fac să-ți dai seama cam care este zona care te-ar putea interesa mai mult. Și, mă rog, și asta acum cred că Will Durant, cum se vaită el în introducere, că această muncă de popularizare a fost ostracizată, cred că s-ar lua cu mâinile de cap dacă ar vedea ce a ajuns, mă rog, în ziua de azi, cum arată, de exemplu, nu știu, profilul unui adolescent obișnuit și cât de multe șanse are el să se deschidă și să se aplece către filozofie. Pe de altă parte, mai spune și că este important că problema de a ști care sunt ideile cele mai importante ale filozofilor în general este o problemă de viață și de moarte, pentru că acești oameni s-au aplecat asupra unor probleme care sunt veșnice, care sunt întotdeauna foarte actuale
și modul lor de a aborda aceste probleme ne poate ajuta și pe noi. Și în plus, creează și apetitul către o abordare critică. Adică ne trezește gustul pentru a ne da și noi cu părerea. Dar bineînțeles, una este să-ți dai cu părerea așa, auzind în jur câte puțin, și alta este să vezi mai multe unghiuri de vedere consacrate și abia după aceea să-ți dai seama care dintre ele ți s-ar potrivi mai bine și dacă cumva ai fi capabil să găsești poate un alt unghi de vedere la care nu s-a mai gândit nimeni până acum. Deci este o carte pe care, cu care ar trebui să înceapă lecturile filozofice ale oricărui adolescent și care ar putea crea o savoare de după amiază oricărui împătimit al filozofiei de oricare. După amiezile triste ale unui adolescent pasionat de filozofie. Hai să facem puțină poezie. Sau încă nu. Da. Povestea filozofiei, viețile și ideile celor mai importanți filozofii occidentali, de Will Durant, carte publicată în colecția Cultură și Civilizație, în traducerea lui Doru Căstăian. O carte pe care o recomandăm în cadrul campaniei inițiată de editura Herald, Lecturi Filozofice, perioada 21-31 mai. A fost alături de noi Luisa Neag, senior editor Herald, coordonator al colecției Cogito și al lucrărilor de filozofie publicate în portofoliul editurii Herald. Îi mulțumim foarte mult că a fost alături de noi. Mulțumesc. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Pastila de Lectură. Până atunci, să aveți o zi minunată și lectură plăcută. La revedere!